Salutare, dragă prieten! Ce zici dacă îți spun că câteva bife în Facebook-uri, în Instagram, în publicitate, în activitate, poate să economisească de la 100 până la câteva mii de euro pe lună? Aceste probleme noi întâlnim deseori în consultanța noastră, în activitate, în social media. Să fim sinceri și noi câteodată mai dăm în bară și clicăm unde nu trebuie. Și dacă nu te sesizezi la timp, dacă nu înțelegi conceptul comunicării, ai de pierdut foarte multe. Curând lansăm un eveniment legat de activitatea, de social media, dar mai cu seamă despre cum să găsim clienții noștri în Facebook. Lucru cu audiențele, lucru cu o campanie, cum se setează, care este structura, în ce direcție trebuie să meargă toată comunicarea asta. De ce noi ne blocăm în Facebook? De ce Facebook ne blochează pe noi ca domeniu de activitate sau ca anumite acțiuni? Despre acestea vreau să te invit să discutăm la webinar. Pentru asta te rog mult să găsești formularul de înregistrare mai jos, mai sus, unde vezi, înregistrează și spune prietenilor. Pentru că, posibil, o oră de webinar pe care noi o să discutăm poate să schimbe vectorul de comunicare pe online. O oră de webinar poate să-ți salveze bugetul și poate să-ți facă ca afacerea ta să meargă pe un vector mai corect, mai conștient, poate nu cu o viteză mai mare, pentru că atunci când noi facem acțiuni inconștiente, ne pare că mergem tare repede. Dar, de facto, filosofia pe care o transmit eu studenților noștri, pe care eu mă conduc zilnic în activitatea noastră, agenției noastre care are cu buget pe peste 300.000 de euro, peste 200 de clienți pe care noi am promovat, spune că lucrurile trebuie să fie făcute step by step. Încet ușor, mergem spre succes. Deci, te aștept la webinar ca să discutăm împreună despre cum să găsești clienții pe Facebook și ca această perioadă a pandemiei să fie una minim pozitivă, dar de dorit și în plus. Pe curând, ne vedem!